Cine e? Domn doctor, e acasă? Da, eu sunt. Cine ești, dumneata? Îmi dați voi, Timoștea, ca salariat la voi. Da, mi se pare că vă deranjează măseaua, nu-i așa? Dar poftiți, poftiți așa. Vă rog să mă iertați că vă supăr la ora asta, domn doctor. Asta e meseria, nu face nimic. Ba face, face foarte mult, că ce mi-a zis? Dumneavoastră, doctori, sunteți ca niște apostoli, domn doctor. Mă rog. Și dumneavoastră special sunteți. Da. Ia, luați loc aici, vă rog. Ia, luați loc să vedem despre ce este vorba. Să știți, vă rog, că pentru mine, dumneavoastră, doctorii dentiști, faceți mult, merită mult mai mult decât doctorii interniști. Mă rog. Ăștia merg așa, pe ghiceală. Facem și noi tot ce putem. Și puteți foarte mult, domn doctor. Că, acum, las că știu. Auzi, domn doctor, uite, dumneavoastră, luați omului cu mâna. Ce să faci? Spune, să mă doară, de ce zici? Nu vă doare deloc, n-aveți nicio grijă, să poate. Spui drept? Garantat. Auzi, domn doctor, da. Să știi că dacă mi-o scoți așa ca lumea, în afară de dreptul matan, îți aduc și un curcan îndopat numai cu nuci, tocmai de la Piatra Neamț. Mulțumesc, ca, ca să mă pomeniți de la mama săraca. Dar nu e nevoie, mulțumesc. Ba da, să aveți grijă să-l frigeți bine, domn doctor, să-i dați o linguriță de rom. Rom asta? N-am știut. O linguriță de rom înainte de a-l tăia. Da, ia stați puțin mai pe spate, să vedem despre ce este. Ce, n-ați știut asta cu romul? N-am știut. Asta vine de-l frăgezește, domne, îl face cum-i spuma. N-aveți nicio grijă, vă rog să deschideți gura mare, așa. Da, ce aveți în mână? În mână nimic. Nu, arată-ți, văd. Poftim. Rien dans les mains, rien dans les poches. Vă văd că n-aveți nimic. Deocamdată n-aveți nimic. Păi dar de ce? Poate să nu fie nevoie de nimic. Credeți? Păi da, sigur că da. Așa ne-am mâncit dumneavoastră, dar vă știu eu, cu o mână rien la măsea, așa, și cu o mână asta cu cleștere hop, da, și pare și... Păi ce interes aș avea? Spune și dumneavoastră. Să știți la mine, o măsea care este bine întreținută face mult mai bine decât o măsea scoasă, nu-i așa? Și toată lumea e mulțumită. Pacienții rămân cu dinții în gură, iar noi cu reputația îmbogățită, nu? Bravo, domnule, îmi place de dumneavoastră, domnule, că sunteți băiați sinceri. Așa m-am obișnuit, ce vreți să fac? Da. Ia stați, vă rog, stați frumos așa, deschideți așa puțin gura. Ia să vedem noi. Așa, ia stați puțin, așa, numai o clipă, ia să vedem noi. Așa, așa. Asta de aici, doare? Asta. Doare? Așa mi se pare, dar nu sunt sigur. Nu sunt deloc sigur. Da. Nu mai știu să... Știi, mi-a înțepenit toată falca, așa da, că nu pot să-mi dau seama. Înțeleg foarte bine. Zic că... Și totuși? Parcă asta ar fi. Asta, ia stați puțin, stați să-i dăm noi cu puțină vată. Da. Așa. Să trecem noi puțin. Așa. Doamne doctor, auzi-mi, dacă trebuie să o scoți, scoate-o, că nu mai pot, m-am nebunit. De 3 nopți nu mai dorm. Dacă poți să o scoți așa fără să mă doare, să știi că nu sunt ca alții. Lucrează-mă tale cum trebuie, așa, să știi că eu sunt băiat bun. Am relații la minister. Facem noi cum e... N-aveți nicio grijă. Nu o să vă doare, nu vă fie frică. Nu că mi-e frică. De ce să fie frică? Dar nu-mi place să mă doare. Zău, doamnă, lucrează binișor așa, auzi? Nicio grijă. Frumos, să știi că ți-aduc și o balierpuță de vin roșu. De la aștept și a să-l ții pe unghii. Mulțumesc foarte mult, dar să știți că eu nu beau. Ai scoasă-o? Păi nici așa să nu-l luăm. Ce crezi că merge chiar așa repede? Nu se poate. Orice am face noi, dar trebuie să lucrăm încet, frumos, să o anesteziem bine, să nu doară deloc. Așa, domnul, să nu doară deloc. Fumata alea așa cum trebuie. Și să vezi că o să povestesc la toată lumea. Auzi, dacă cumva ai copii, fata mea poate să-i dea lecții de franceză. Mulțumesc, lăsați. Deschideți gura mare, mare de tot, mare, că nu s-a întâmplat nimic, nicio grijă. Așa, plătiți gura, vă rog. Poftiți. Așa. Poftiți, aveți acolo? V-a durut? Gata, ești scos? Sigur că da! Puțin așa. Așa. Clătiți, bine. Așa. Unde mă ceau? Păi mai clătiți o dată și dați cu limba, așa. Păi ce nu mă doar deloc? Unde mă ceau? Uite corpul delict. Haide. Asta a fost tot? Asta e tot. Era mâncată la rădăcină, ia uitați. Unde era mâncată? Uitați aici. Dar parcă e bună, doamne. E bună, cum să fie bună? Uitați-vă și noastră. Și pentru asta a fost toată treaba, doamne. Sigur că da. Păi m-ai chinuit așa, m-a durut, mi-a ieșit ochii din cap. Cui te cheapă dumneata ta? Sunt doctorul Popescu Gheorghe. Doctorul Popescu Gheorghe? Unde mi-e pălăria? În cuierul să fii.
Mă zic, asta a fost toată... Deci nici să nu o scoți. Păi cum să nu o scoți? Păi să mă așa sănătoasă. Cum să te dă? Așa în puterea nopții mi-a dat chinuiești de omul. Păi eu v-am... Ce fel de doctor ești mi-a dat? Păi o să spui la tot ministerul. Uite, cum să spui la tot ministerul? Să mă așa sănătoasă, vin cu cleștile, îl bați așa în gura omului ca un măcelar. O să mai auzi mi-a dat de mine, măcelarule, așa să scoate o măcea. Să-ți fie rușine. Poftiți, măseaua.